Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având două slăbiciune foarte mare către latura Middle Lister. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se petrece pe acest canal de YouTube, abonările, vizualizările, like-urile, comentariile sunt absolut total, total gratuite. Și distribuirile, am uitat. Uh, și da, dacă mă vedeți un pic altfel. Este pentru simplu fapt că, uh, oricum vreau să-mi cer scuze de la bun început dacă o să fiu un pic mai ciudată decât de obicei, dar sunt pur și simplu după nici mai mult, nici mai puțin de 20 de ore de drum. Da. Uh, drumul, întoarcerea, Istanbul, România a durat nici mai mult, nici mai puțin de 20 de ore. Cât Mulțumim Vama Edirne, mulțumim Vama Bulgaria, mulțumim uh, Bulgariei că s-a gândit să repare uh, acea porțiune, o porțiune oricum am înțeles că a fost și pe la televizor și pe la știri, cred că știți de ceea ce vorbesc, o porțiune de drum, dar na, nu mai contează, 20 de ore. Și da, dacă mai stăteam puțin, puteam să ne pregătim cu toții acolo, de toamnă, zic, nu știu, copiii pierdeau uh, începutul școlii, începutul grădiniței, oricum la câți copii erau acolo puteam să ne șim cu scrim, dar da, depășim momentul foarte, foarte important. Na, da, ca de obicei am impresia că nimic nu e ok. Foarte important e că într-un final totul s-a terminat cu bine. Bun, parfumul zilei mele de astăzi vine de la Casa Hadlaj, um, colecția 2525 și se numește Trust. O să, da, o să vă vorbesc pe îndelete despre acest parfum într-un clip dedicat, nu dedicat lui, dedicat ADN-ului de um, Ian Pistacio Gelato, deoarece acest Trust de la Hadlaj înclină 75% în opinia mea către acel ADN. Uh, diferența aceasta de 25% constând într-un aer, dacă doriți, ușor înclinat către latura masculină. Da? Bun, și despre ce putem să vorbim, adică să vorbesc primul clip după concediu, bineînțeles ce parfumuri am purtat eu la mare. Pentru că am fost la mare, dar nu numai, am și vizitat anumite muzee, locații și așa mai departe. Am fost și pe la o parte din familie, din membrii familiei, din partea soțului, bineînțeles, dar, dar. Haideți să vă spun ce am cărat eu cu mine în concediu. Și voi începe cu uleiurile, deoarece sunt în număr de 5, pentru că știți, sunt obsedată, mai ales vara, pentru că ele vara își arată din plin. Da, Din plin își arată puterea În razele soarelui Ele se dezvoltă cel mai bine da? În căldură Ele proiectează Ele radiază Și așa mai departe Și uh, am și două parfumuri marketate Ca fiind masculine Deoarece și soțul meu a plecat Cu câteva parfumuri Însă uh, două din ele Le-am folosit și eu Bun, haideți să nu mai stăm o să încerc pe repede înainte, oricum marea majoritate le cunoașteți, o să vă inserez note, o să vă inserez videoclipuri în care am vorbit despre ele. Am doar unul nou nouț despre care nu m-ați auzit, nu m-ați văzut cu el până acum. Și voi începe cu primul ulei. Da, s-a luat cât de cât scrisul. În fine, este vorba despre Stila Princess de la Wood Darabi, London. O inspirație pentru I don't need a prince by my side to be a princess, ceva de genul. Care este, în opinia mea, și da, mi-am pus pe nas, am reușit. Este acel uh, gurmand cu accente ceioase, dacă doriți. Um, nu știu, un gurmand all season, în opinia mea. Avem aici da, îmi lasă gura apă, îmi lasă senzația de apă în gură. Avem aici niște bezele vanilat fructate, dacă mă pot exprima așa. Un accent citric aromatic, lămâie plus ghimbir, se simt foarte, foarte clar aici. Și este genul acela de gurmand, nu știu, pentru mine, oricum. Disclaimer, din nou, Multe dintre parfumuri, o să spuneți, nu ai cum să porți așa ceva pe 40 de grade. E bine, știți, gusturile nu se discută. Fiecare parfum are o altă chimie, are o altă poveste pe fiecare dintre noi, iar fiecare din noi avem alte și alte experiențe cu același parfum, da? Dau un exemplu. Dacă acesta are bezele, ghimbir și lămâie, poate eu resim mai mult partea de bezele da? poate X persoană resimte mai mult partea de ghimbir, iar Y persoană partea de lămâie. Da? Nu toți avem același grad de percepție și așa mai departe. Și încă o chestie și termin cu parantezele. Cum mi-a lăsat mie cineva, nu știu. La începutul vacanței a fost așa o mică avalanșă de hate în privat, în mesaje private, la adresa mea, bineînțeles, pe contul meu de Instagram. Și mi-a scris acolo cineva că um, în fine niște cuvinte foarte urâte, nu le voi reproduce. Um, în mare așa ca să vă faceți o idee, ești o mincinoasă și aici mă opresc, deoarece am um, nu mai știu ce parfum, Doamne Dumnezeule. Rifacat. Bun, rifacat. Culmea, una de neputernic, da? Am rifacat și pe mine persistă trei ore. Am încercat să depășesc partea cu cuvinte urâte, deoarece în spatele acestui chip angelic zace un caracter de pușcăriaș. Da? Glume de Colentina. Dar na, fiecare, da? Oameni suntem, iar eu oricum sunt genul de femeie temperamentală și vulcanică, da? La mine ne înțelegem perfect până când mă jignești sau mă calci pe bătături. În momentul în care mai jigni sau mă calci pe bătături, cum spun eu, se dezlănțuie jihadul. E simplu. Bun. Am încercat să fac abstracție de introducerea aceea minunată, culmea că era o doamnă. A, și mi-a spus, dacă că faci asta doar ca să... Că pasiunea ta a depășit, nu, Ceea ce faci nu mai este pasiune, o faci pentru bani. Bun. Bun. În primul rând, nu fac bani din treaba asta, da? În al doilea rând, pasiunea aceasta care o am cu și despre parfumuri o am de ani de zile, da? YouTube-ul îl fac de un an de zile. Pasiunea aceasta are, dacă nu mă înșelam eu, acum 36 de ani, are mai bine de 18 ani, da? Încă din copilărie eram să miros cât mai multe, să mă dau cu tot ce prindeam în mână și așa mai departe. Și am întrebat, zic ok, câte pufuri de rifacat, câte pulverizări de rifacat ai aplicat? Două. Două. I am zis, zic, ok, eu nu mi-aplic două pufuri, din două, nu Folosesc două pulverizări ca să mai folosesc termen, termenul acesta Nu știu, unul soft, hai să spunem yachtul da? Este un parfum fresh Ba nu, nu trebuia să spun unul soft Trebuia să vă spun una de ADN mai puternic Cel mai puternic de aici, Eternal Wood, da? Nici măcar cu el nu aplic două pufuri, da? Nu pulverizez de două ori Și vă spun întotdeauna Persistența unui parfum, performanțele sale depind de cantitatea aplicată, da? Depinde de faptul că, nu știu, aplicați strict pe piele sau și pe haine sau strict pe haine. Sunt N și N factori. Așadar, mi-era dor să o spun asta, vă rog eu frumos, înainte să aruncați, să dădeți cu pietre, nu știu, gândiți-vă un pic logic, da? Bun. Am închis toată paranteza, mi-am spus și eu oful, nici n-am venit bine și am început cu ofurile și revenim la ceea ce am purtat. Rămăsesem la stilă Princess, care este un gourmand all season, în opinia mea. Este cald, dar nu este copleșitor, este dulce, dar nu este lipicios, da? este foarte, foarte bine balansat, echilibrat. Iar eu una l-am purtat pe lungimea părului și pe piele atunci când am mers la plajă. Și da, chiar și după ce ieșeam din apă, încă se simțea. Din. Uh, Haideți mai bine să le iau pe toate, da? Aici ce mai avem? Uh, am avut cu mine Smoky Woods, da, inspirația pentru Gri și Arnel. Și nu mai are rost să vă povestesc. <laughs> Știți deja obsesia mea în legătură cu acest ADN. Uh, ce am mai avut cu mine? Intoxicated și da, o să aud acum comentarii sau o să citesc comentarii cu vai de mine cum să porți intoxicated pe 40 de grade. Ei bine, ca ulei, da, aplicat strict pe lungimea părului, uh, nu știu, de când am comandat acest ulei, v-am zis din start, uh, de fapt nu de la ulei, de la Your Drug, de la Emir, da? Că întâi am avut parfumul și apoi acest ulei. V-am spus de la bun început că pe mine acesta de neolfactiv mă duce în Turcia, mă duce pe Bosfor, pe malul Bosforului, cafeaua aceea turcească cu extra cardamom, da? Asta am văzut, de acolo este și nu aveam cum să nu îl iau cu mine. Și din toate uleiurile, stați la final vă spun cel mai bine, am mai avut hip vanila, da? Eu ca o iubitoare, ca o obsedată de vanilie, sub orice formă ar fi ea, vanilie gurmandă, vanilie afumată, vanilie spicy, uh, vanilie cum vreți voi, da? Din acest ulei, cu prima ocazie cu care reapare pe site-ul celor de la Dubai Collection, voi comanda încă trei. Sunt pur și simplu obsedată. Iar, uh, da, iar vă spuneam care a fost cel mai complimentat, dar am zis la final vă spun. Și mai am aici 8 Wonder Inspirația pentru Hajivat. Aceasta, nu știu, în opinia mea este un ADN total, total unisex, un ADN ce se împletește, dacă doriți, foarte, foarte bine cu vremea caldă, cu marea, cu. Ai aici un ananas, iar ca, nu știu cum să spun eu, pe ansamblu, ca profil olfactiv, pentru mine ADN-ului Hajivat este, cum să spun eu, un văr mai îndepărtat, dacă doriți, cu Aventus, da? Din nou, dacă nu le percepeți la fel ca mine, e ok, suntem diferiți și asta este. Iar cele mai complimentate, pentru că, da, în Turcia lumea este altfel, <laughs> lumea zâmbește, lumea pur și simplu te adulmecă când treci și te întreabă ce, cu ce te-ai dat. Cele mai, cele mai complimentate au fost acestea trei. Și da, voi nu le vedeți. Avem aici Smoky Woods, inspirația pentru gris și arnel. Hip Vanilla, inspirația pentru Vanil Fatal de la Tom Ford, varianta 2017 și Intoxicated. Când am purtat aceste uleiuri, indiferent că le-am purtat la plajă, indiferent că le-am purtat seara, aplicate pe păr și eu am pulverizat un alt parfum, da? Întotdeauna aceste trei uleiuri au ieșit în evidență, dacă doriți, și multe doamne și domnișoare m-au întrebat ce aromă porți. Bun, am terminat cu oloiurile și acum, hai să vedem unde le pun eu să nu am ieșit din cadru, Așa am reușit să nu ies și am reușit să nu sparg niciunul. Începem cu Primul parfum cu pulverizator, dacă doriți, vine de la Paris Corner, da, Dubai Collection, da, Roș 25 pentru 10% discount și vorbim de Eternal Meadows. Și o să-mi spuneți, hei, ai luat o raznă complet, acela este un parfum marketat ca fiind masculin. Este marketat ca fiind, doamne Dumnezeule, nu știu cât mai e din el pentru că a fost foarte abuzat și de mine și de soțul meu. Este marketat ca fiind masculin, însă pentru mine și pentru ceea ce prefer eu și pentru zona mea, dacă doriți, este total total unisex. Are un 10% apucături de ultramal de la Jean Paul Gaultier. Are un iz fujer um, și izul acesta fujer, cum să spun eu, nu nu este prea mult pentru mine, da? Din contră, îi dă o compoziție mult, mult mai răcoritoare, dacă are sens ceea ce spun. Ai lavanda aici și este o lavandă catifelată. Ai și o atingere fină de tot pudrată. Cel puțin e una așa-l așa, -l, așa -l percep, așa-l pot dezluși. Dar toată, toată compoziția este îndulcită de o bază un duo mai degrabă, vanilie, nu, un trio, l blotter. Um, vanilie, ambră și boabetonca, da, eu cel puțin în bază, în dry down-ul final, aceste trei acorduri, aceste trei note le percep foarte, foarte clar, da, da, pentru mine și pentru nasul meu este uh, vanilie, ambră și boabetonca. Dar foarte fain, foarte, foarte fain din nou. Dacă a mers cu mine în concediu, de fapt dacă a mers cu noi în concediu. Și da, chiar a făcut față cu brio și pe uh, acele temperaturi ridicate și pe aerul ușor umed din acea zonă. Dar na, um, tot învârtindu-ne pe acolo cum să spun eu, erau zone, pentru că am fost în orașe diferite, erau zone cu aer mai umed și zone cu aer mai uscat, da? Cert este că nu am avut probleme cu el, dar din nou vă reamintesc faptul că eu sunt oversprayer, da? Bun, următorul marketat ca fiind masculin, v-am mai vorbit despre acesta pe canalul meu, Vine de la Pandora Sense de data aceasta și se numește Trans da Și este băut jumătate pentru că și eu și soțul meu abuzăm de el Dacă ar fi să fac o mică paralelă între acestea două Dacă Eternal Middles pentru mine și pentru gusturile mele este unisex de vara, aș spune, dar nu chiar Hai să spunem că strălucește mai bine vara. Uh, Transdom înclină mult mai mult către latura masculină. Însă, pe mine una nu mă deranjează, da? Din contră, mie îmi place enorm. E acel parfum, acea aromă de Sio, dacă doriți, da? Este parfumul unui Big Boss. Clasic, dar modern totodată. Uh, și nu știu. E o chestie cu acest parfum pe cât este de iubit de anumite persoane sau uh, un anumit prag de vârstă, dacă doriți, și vorbesc aici de 30 plus. Tinerilor sub 30 de ani um, ar putea să li se pară că are un aer ușor vintage. Da? Pentru mine și pentru gusturile mele, nu. Nu are această înclinație, însă. Am mai discutat cu anumite persoane și asta mi-au spus. Băi, eu nu pot să port parfumul ăla, Transdom sau um, originalul din care se inspiră acesta și anume uh, Terderme, Pentru că mi se pare că e ușor bătrânicios. Dar nu. Pentru mine sunt um, coși de portocală condimentate, dacă doriți o atingere pământie, ceva ce mă duce cu gândul către izul acela de pământ, de țărână, dacă doriți. Și este mega mega elegant. Mega elegant. Și da, eu l-am purtat în diferite variante de layering, dar știu că într-o după-amiază l-am purtat pe haine ca parfum de sine stătător. Bun. Și acum trecem la Uh, parfumurile marketate ca fiind feminine. Bine. Unul este unisex, dacă nu mă înșel. Și dacă am mers eu în Turcia, nu puteam să nu duc cu mine um, parfumul care mi-a dat Vara peste cap de la Casa Haifa, da, pentru că multe parfumuri mi-au dat mie Vara peste cap, însă de la Casa Haifa uh, m-a marcat Beirut ca de obicei. Da, v-am teroriza cu acest parfum și iote. Da? Deci trebuie să ajung Doamne Dumnezeule, trebuie să ajung neapărat la o insuliță Haifa, apropo. Momentan, site-ul celor de la Haifa, am încercat să fac și postare pe grupul meu de Facebook Frag Family, oricum ca de obicei, în bara de descriere veți avea link pentru absolut toate parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi, indiferent dacă sunt sau nu pe stoc. Link către grupul meu de Facebook Frag Family, link către contul meu de Insta și, nu în ultimul rând, contul meu de TikTok. Și aceste parfumuri, mare parte din ele, da, au fost oricum pozate și șeruite pe Instagram și așa mai departe. Prima perioadă de vacanță. Apoi m-am focusat pe familie, n am mai stat să pozez, nu am mai stat să vă arăt ce port și așa mai departe. Dar știu că multe dintre dumneavoastră mi-ați scris sau ați făcut postări pe grupul meu de Facebook Freck Family și ați întrebat ce se întâmplă cu haifa. Ei bine, cu haifa nu se întâmplă absolut nimic rău, doar că momentan site-ul este. Uh, hai să nu spunem în mentenanță, hai să spunem într-o perioadă de concediu. Însă, absolut orice parfum doriți dumneavoastră să achiziționați, o puteți face, vă inserez din nou aici, dar găsiți pe pagina lor de Facebook lista cu magazinele fizice, da? Puteți cumpăra în continuare de la magazinele fizice inclusiv superbitatea aceasta, da. Momentan pe site nu se um, nu se preiau comenzi. Da? Dar se va remedia, bineînțeles, și această situație și da. Rojin by Ana nu a dispărut. Urmează să se lanseze. Dar na. Uh, mai sunt mici chestii. Eu, eu am greșit pe de-o parte că m-am grăbit atunci când am anunțat, da? Mai sunt mici chestii, da? Uh, detaliile sticlei, uh, capacul, da? Sunt mici elemente foarte, foarte importante, în primul rând, pentru mine, da? Pentru că eu sunt ușor bolnavă cu căpucul, adică sunt perfecționistă și fiind primul meu parfum și nu ultimul. Vreau să fie totul cum trebuie, da? Rojin Baiana va fi lansat. Încă nițică răbdare. Bun, revenind repede la Beirut, ce să vă spun cu oricum, v-am făcut și recenzia, v-am vorbit despre el, pentru mine categoric este combinația dintre Devotion și Lira. Însă, ce am remarcat purtând acest parfum? Din nou, l-am purtat ca parfum de sine stătător, dar și în mai multe variante de layering. Însă, atunci când l-am purtat, ca parfum de sine stătător, l-am purtat odată în Izmir, când am fost la mare și de ce specific eu în Izmir când am fost la mare, nu ca să mă dau mare în fața voastră, doamne iartă-mă, ci pentru că vreau să luăm în calcul un um... <laughs> vreau să luăm în calcul faptul că acolo era aerul umed, da? Acolo, când l-am purtat, în jurul meu, doamnele din jurul meu m-au întrebat dacă sunt dată cu lira. Eu am spus că nu. Și da, că am parfumul cu mine în geantă, am scos, le-am arătat parfumul. Apropo, dacă mă urmăriți din afara țării, dar na, momentan site-ul este în mentenanță. Ideea era că cei de la Haifa fac livrări și în afara României. Bun. Le-am scos, le-am arătat parfumul, m-au întrebat dacă pot pulveriza, am spus că sigur, și acolo s-a întâmplat o chestie. La modul că în jurul meu se simțea izul de lira, dacă doriți, însă atunci când mirosei la nivelul pielii, era 80% devotion, da? Deci, nu știu, a fost o chestie foarte, foarte interesantă și faină, o experiență în sine cu acest Beirut în aer cald umed dacă doriți mai departe am avut cu mine de la Hadlaj Harim al Sultan știți că l-am primit în uh, pachetul de PR trimis de ei dar sincer sincer să fiu sinceră să fiu uh, între varianta EDP și varianta ulei de parfum eu personal și pentru gusturile mele Prefer varianta uh, ulei parfumat, deoarece sunt diferențe. Dacă doriți, lăsați-mă în secțiunea comentarii și vă fac un clip versus între varianta EDP și varianta uh, ulei parfumat. Sunt diferențe destul de notabile. Uh, uleiul este mult mai fructat, uh, ursuleții aceea, haribo, mult mai fructat, mult mai delicios, mult mai profund oarecum. Pe când în apa de parfum, nu știu, este 30% acela de ne din ulei, doar că este înclinat dacă doriți către latura florală, da? Trandafir, bergamotă, iasomie, pe undeva pe acolo. Însă, atât ca parfum de sine stătător, cât și în layering, vorba aceea, mi-am făcut treaba cu el. <laughs> și, și, Acum vorbim despre o noutate. Să rămână Laura, nu știu dacă urmărește acest videoclip. Laura, moderatoarea grupului de Facebook, grupului meu de Facebook, Freak Family, a aruncat o bombă fix înainte ca eu să plec în concediu și anume a capturat, cum spunem noi, un parfum ce eu una personal îl aveam pe listă, sinceră să fiu, pe wishlist, nu l-am testat niciodată, a fost un blind, ca de altfel, 90% din toate parfumurile mele, vine de la casa Elisab, de data aceasta, și vorbim de Nui Nur. Dacă zic eu bine. Și. Vai de viața mea, deci. <gură> nu. Acest parfum, fără exagerare, a fost mega, mega, cum să spun eu, magnet de complimente ce e asta, cu ce te-ai dat, cum, nu se poate, da? Deci toată, toată lumea și sinceră să fiu, acesta, de fapt și cel, o să vă spun când le va veni rândul, nu am putut face overspraying cu el, da? Deci nu am putut, nu am putut, pentru că um, în clima din Turcia și în aerul de acolo și în temperaturile de acolo, Pur și simplu, după patru pulverizări, am simțit că mă sufoc eu. Da? Dar, după 5-10 minute, după ce am pulverizat parfumul, a fost tot ok. Da? Am putut respira și eu, iar cei din jurul meu, cel puțin în aer liber, da? erau mega, mega fierți, cum zic eu. Avem aici un um, floral ambrat oriental, l-aș putea cataloga eu. O creație a maestrului Francis este genul acela de parfum dark, misterios, senzual, miroase a lux, miroase a opulență, miroase exact cum a spus Laura. Într-adevăr, miroase anișă, miroase precum întreg magazinul Obsentum, dacă doriți, da, pentru că. Nu. Multă lume. Am înțeles că la aseamănă cu uh, Black Orchid, era să zic Black Opium, uh, multă lume la seamănă cu Black Orchid, însă nu pot spune că mă duce neapărat în ADN-ul lui Black Orchid, însă Pot spune că uh, l-aș asemăna cu Black Orchid ca zonă, dacă doriți, da? pentru că ambele pentru mine sunt în aceeași zonă. Dark, misterios, uh, senzual, atrăgător și așa mai departe. Însă, dacă ar fi să aleg între ADN-ul lui uh, Elisab Nui Nur, dacă se spune așa, și uh, Black Orchid, cu siguranță aleg Elisab. Da? Nu știu, are Are flori galbene ilang-ilang, dar sunt ușor spicy. Haideți să-l pulverizez, totuși. Nu. Nu. Ăsta e. Mai bine iau altul. Are ceva flori galbene și da, dau decât un singur uh, puf. Da, flori galbene, ceva piper, ceva accentele lemnoase. Este afumat. Este ceva, um, resim ceva tămâi aici și nu știu de ce, pentru mine l-aș încadra ca fiind un parfum unisex. Habar n-am un momentul de față cum este lista pe Fragrantica. Uh, din ceea ce știu momentan, este uh, din ceea ce știu eu la ora actuală, hai că am început cu bălbele. este un parfum discontinuat. Um, eu l-am comandat de pe Vivantis. Dar, oh, haide, mine. Nu știu, este criminal. <laughs> deci, este criminal. Um, o să vorbesc într-un videoclip cu siguranță mai pe îndelete despre capodopera aceasta. Mai departe. Uh, nu putem să plec fără ceva de la Casa Afnan. da? Zic, eu această mare iubitoare a Casei Afnan, cu ce credeți că am plecat la mine? și tapis ruși, pentru că n-ai cum. Deci nu ai cum. Și acest parfum, nu știu cât puteți să vedeți, până aici am băut din el. Da? Până aici. Pentru că, da, doamna aceea ți nu să-mi spună că nici măcar nu folosești parfumurile. Pe bune, uită-te puțin. Ok. Ce să vă mai spun eu despre parfumul ăsta că v-am vorbit în NCN videoclipuri. E drept, acum s-a așezat. E drept, acum l-am purtat și uh, pe altă, în altă climă, dacă doriți, da? Categoric, pentru că în continuare, chiar dacă eu am făcut videoclip pentru acest parfum, lumea mă întreabă, e o clonă pentru lasceri? Nu, nu e nicio clonă pentru lasceri. În deschidere, prima pulverizare, ai, nu știu cum să zic eu, un 15% ce te poate duce cu gândul către last Cherry, Însă, pentru mine în continuare, chiar și acum după ce s-a așezat, este un parfum ce trece prin uh, alte trei parfumuri dacă doriți. Da? În deschidere are o idee de um, merge o idee în zona lui last Cherry, apoi merge în zona lui. Um, la Petit Rob Noir, Black Perfecto, Black Perfecto la Petit Rob Noir, nu știu, vi-l pe undeva pe aici. Iar în dry down-ul final are ceva din BDK Rouge Smoking, da? Asta este pentru mine, este, nu știu, exact cum v-am spus în alte videoclipuri, este ca și cum ai face layering cu aceste trei parfumuri. Este din nou extrem de puternic, este misterios, este senzual, este sexoșenie, atrage, priviri, atrage complimente și din nou, este super, super, cel puțin pentru mine, din nou, ajung la chestia aia personală. Pentru mine, pentru gusturile mele și pentru ceea ce prefer eu, nu a fost nimic prea mult pentru seriile de Istanbul, dacă doriți, da? Super, super fain, super fain și din nou pentru că și da, mă leg din nou de locație pentru că eu atunci de obicei când plec în concedii am mare grijă ce parfumuri iau cu mine pentru că pentru mine parfumurile respective au și o altă însemnătate, da, nu numai la modul să miros bine în concediu, pur și simplu eu legă acel parfum de anumite amintiri, da? pentru că logic, îl porți în ziua în care ai fost, dau un exemplu total penibil, pe muntele Everest. De fiecare dată când vei mirosi parfum. De fiecare dată când vei mirosi parfumul acela, îți vei aduce aminte, băi, stai că ăsta l-am purtat când eram eu pe Everest, da? Ceva de gen. Și pentru că Madame Turcia este uh, jumătate Middle Eastern, jumătate europeană, n-aveam cum să nu plec cu un parfum mai Middle Eastern, dacă doriți, da? Și am ales Rubroca L'Alliance Stellar, oricum îl văzuseți mai devreme, da? Am purtat nebunia aceasta și da, multul meu o să zic că deci cu asta exagerez, este fix de toamnă iarnă. Nu este fix de toamnă iarnă. Pentru că este cel mai întunecat floral fructat, și da, trebuie să îl pulverizez din nou. V-am mai zis eu și acum, după ce s-a așezat, mai mult mă duce în zona aceea. În sensul că pur și simplu îți lasă senzația aceea de vegetație în flăcări, dacă are sens ceea ce spun. Este ca și cum ai ceva plante verzi care ard. Da? Și știu, o să sune înfricoșător pentru multă lume. Dar e genul acela de aromă, v mai spus eu, ceva de nișă. Nu este genul de aromă mainstream, nu e ceva um, care poate purta oricine. Și din nou, nu spun oricine în sensul peiorativ, da? Nu spun asta la modul uh, eu pot să port asta, voi nu, da? <gântări> Dar foarte, foarte fain. Se resimte foarte, foarte bine aici și rubarba în continuare, însă nu este ceva ascuțit. Din contră, acum parcă aș percepe pe o mai îndulcită, dacă are sens. Și în continuare este ceva ce mă duce cu gândul către ADN-ul de linei, posibil rubarba de aici, și um, ADN-ul lui hibiscus mahajad. da ceva cu, bă, Ca și cum mai face layering cu ceva părți din parfumurile acestea două și ai adăuga ceva tămâie. Resimt eu aici, o atingere, un acord de ud, însă nu este udul acela animalic, dar foarte, foarte fain, foarte fain. Și, din nou, multă lume m-a întrebat um, ce parfum port, dar culmea, mult mai multe persoane l-au întrebat pe soțul meu, pentru că, da, acest parfum a fost folosit și de soțul meu, chiar dacă el. Dacă nu mă înșel eu, este marketat ca fiind feminin, da? E genul acela de paromă misterioasă, ușor întunecată, dar cum să zic eu? Nu este ceva animalic, este mai degrabă ceva uh, misterios, da? Fiind de tot afumat, foarte, foarte fin afumat. Și uh, l-ați văzut deja mai devreme... De la Hikaya din narration avem Eternal Wood, ei bine, când am purtat acest parfum din nou, din nou și uh, e o chestie din nou, la modul că um, pe în clima de acolo, vreau să spun pe clima de acolo, um, în acea climă, da? Um, chiar dacă a fost aerul o idee mai uscat, pentru că unde am purtat acest parfum, ba nu l-am purtat și în aer umed și în aer uscat. Uh, siajul, da? Siajul, proiecția acestui parfum au fost mult mai mari. Nu știu, ori s-a așezat el, pentru că, nu mai știu, vă las videoclipul pe undeva pe aici, l am de ceva timp, Doamne Dumnezeule, uh, din nou, miroase pur și simplu fix anișă, da? um, ai zmeură, ai coacăze negre, ai ceva, este un floral ambrat, dar cu toate acestea pot pune degetul doar pe o... Uh, Iasomie lemnoasă, dacă are sens, deoarece pur și simplu așa mă duce cu gândul. Nu este iasomia aceea indolică, nici acea iasomia poasă, ci, categoric pentru mine și pentru nasul meu, este o iasomie lemnoasă. O atingere fină de piele are și ceva cremos în el. În dry-down-ul final are și o adiere de ruj, nu știu, este. Ce cum se spune pe YouTube, da? Este categoric 1000 din 10 și o să-mi spuneți, da, păi costă o căruță de bani și uh, este la 50 de mililitri Ei bine, vorba aceea, cu mâna pe inimă, vă spun sincer, sincer că aș plăti din nou același preț pentru parfumul acesta Din toate punctele de vedere, este top, da? Este top Nu am nimic să-i reproșez din contră, v-am zis, dacă vreți ceva um, care să vă facă, nu știu, să vă scoată în evidență, să fiți vedeta serii, nu știu, să uh, stârniți admirație, invidie și gelozie, da? nu știu, asta îmi vine acum în cap. Um, el e minunea care vă scoate din anonimat. Da, el. Și cu acesta, trei pulverizări, da? în spatele umerilor și uh, pe ceafă. Pentru că n-ai cum. Aici n-ai cum cu el. Deci n-ai cum că te sufoci. Uh, chiar dacă vine în format de 50 de ml, cu siguranță o să mi ajungă foarte mult timp. Bun, și mai avem trei parfumuri. Minutul 39. Hai că reușesc cât de cât să nu fie treaba lungă. Îmi cer scuze o secundă. Ultimele trei parfumuri. Da, fără nicio altă prezentare. N-aveam cum să nu iau cu mine Hair Fusion. Și da, dacă îl vedeți așa și o să-mi spuneți, ia uite a vorbit acum patru luni prima dată de el, uite cât a consumat din el, nu-i place, dar îl bagă nouă pe gât. Pam, pam! da, asta o vedeți, este uh, golașă, da, este goală, pentru că sunt deja la a doua sticlă da. În 4 luni am băut 100 de mililitri de Hair Fusion sau uh, reinterpretarea Peris Corner pentru Eden Sparkling Juicy, vi las pe aici, licii, Da? Și cum am reușit eu să beau 100 de mililitri în 4 luni? E simplu. Superbitatea aceasta și da, sticla nu o să o arunc pentru că la finalul anului, în sfârșit, am strâns și eu mai multe sticle. O să vin cu Empties. Bun, Empties parfumat. Parfumul ăsta nu ai cum. Eu foarte lejer am băut 100 de ml în 4 luni pentru că este perfecțiunea întruchipată atât ca parfum de sine stătător, cât și în... 11.000 pe de variante de layering. Treaba aceasta, hair hair fusion, merge cu absolut orice alt ADN olfactiv pe perioada verii. Și spun pe perioada verii, deoarece o să vedem și la iarnă pe unde, cu ce îl combinăm, da? V-am mai vorbit despre el? Uh, geleuri Haribo, cu licii are și o tentă um, fizic, ca să fiu și eu un trend cu limba engleză. Dulce, fructat, jucăuș, tot ce vreți. Vara într-o sticluță. Da? Vara într-o sticluță. Și exact așa l-am purtat. Ca parfum de sine stătător, dar uh, l-am uh, combinat. Uh, și cu Harim al Sultan Gold. Cu Beirut, Doamne Dumnezeule, cum e combinația. Apropo, dacă aveți Beirut de la Haifa și aveți Hair Fusion, combinațiile. combinațiile. Și foarte, foarte fine. O să ziceți că am înnebunit. combinația aceasta. Da? Super tare. Super tare. Bun. Și. Și. De când am comandat acest parfum? De când am făcut, dacă nu mă înșel, chiar și atunci când v-am filmat unboxing-ul său, am și spus, sticla asta merge cu mine la mare. Pentru că E de acolo. Exact cum vă spuneam la uh, unboxing-ul lui uh, Pinaș, e în continuare o să-i spun Pinaș pentru că nu vreau ca subtitrarea YouTube să scrie aici altceva, cum am văzut la Fratili Nib, <laughs> da, pentru că la el scrie altceva când spune numele acestui parfum. Bun. Uh, de când uh, am văzut sticluța, am zis, bun, mi-a ajutat Dumnezeu, mi-am luat iaht și. Acum pot spune că mi-a ajutat Dumnezeu am fost la mare cu iahtul. n aveam cum, doamne Dumnezeule, nu aveam cum să nu iau uh, pinașul cu mine. Exact cum uh, vi l-am descris prima dată, exact cum vi l-am zugrăvit pe Insta, exact cum vi l-am zugrăvit la sotedeuri pe grupul meu de Facebook Freak Family, nimic nu s-a schimbat. Ești fix aici la umbră, dacă vrei, Uh, Beiul mojito, ai alături o tavă cu uh, ceva smochine, ceva citrice și tot uh, uh, acel platou este decorat cu frunze de mentă, da? Deci tot acolo sunt. Și mai este și aerul acela, briza aceea, marină, oceanică, de care vrei tu, uh, dar foarte, foarte fin sărată, nu știu de ce. E un 1%, undeva în fundal, eu resimt o atingere de sare, dacă are sens, dar da, uh, miroase precum arată, <laughs> miroase precum un iaht pe mare, ocean, unde vrei tu. Și da, când l-am pozat pe plajă pentru uh, SOTD, uh, chiar era un băiețel acolo care îi spunea mămicii sale că vreau și eu iahtul acela, vreau și eu iahtul acela. Într-un final l am dat și i am arătat, i-am explicat că este un parfum, dar a vrut și el să facă o poză cu iahtul. <laughs> foarte tare mi s-a părut faza. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Din nou, nu aveam cum să plec fără el. Cu toate că, dacă tot am ajuns la finalul clipului, sincer, mi-a fost foarte greu să aleg aceste parfumuri pentru că atunci când ai multe, ți-e greu. Sună iurea, dar credeți-mă că ți-e greu. Ți-e greu să alegi unul pe care să-l porți în ziua respectivă, ți-e greu dacă pleci într-un concediu sau, nu știu, undeva pentru două zile, ți-e greu să alegi ce să iei cu tine sau cel puțin asta mi se întâmplă mie, da? Dacă... Nu știu, lăsați-mi și experiența dumneavoastră în secțiunea comentarii. Chiar sunt curioasă dacă eu sunt singura defectă. În afară de toate acestea, Uh, toate cele uh, despre care v-am vorbit, oricum le puteți vedea și pe Insta, pozate la mare, frumos, ședință foto, da? Eu eram singura nebună care poza parfumuri, <laughs> ba pe plajă, ba pe terasa hotelului, ba așa mai departe. Um, chiar dacă mi le-am luat cu drag, dacă are sens să spun asta, uh, mi le-am ales, nu știu, când am ajuns acolo, mi s-a făcut dor de. Cele ce le aveam acasă, da, deci nu știu dacă numai la mine se întâmplă, dar hai să nu ne lălăim că da, m-am întors nevorbită uh, și vorbim de ultimul, dar nu cel din urmă, arabiat prestigi hipnotic Vanilla, care da, i-am dat daună, deci lui i-am dat daună, uh, v-am vorbit despre el nu v-am făcut unboxing sau v-am făcut unboxing, nu mai știu. Hall, unboxing, vă las pe undeva pe aici videoclipul. Și, pentru mine, pentru gusturile mele, oricum o să vă fac și un clip dedicat. Um, iau din nou sticluța de Divine de la Jean-Paul Gotier de la Mami, pentru că ea o are și vă spun imediat de ce ea o are și eu nu. Și vă voi face un clip de tip versus. Dar. Avem aici acel floral gourmand marin. Dacă nu ați testat originalul din care se inspiră, sau dacă nu ați testat această superbitate, care este o idee mai domolit pe partea florală decât originalul, și aici se întâmplă o chestie. Și din start, dacă sunteți iubitoare de Divine, dacă nu știu, probabil este parfumul dumneavoastră semnătură, da? Nu o luați ca pe un atac personal. Dar, pe mine, pe pielea mea, Divine, la o oră și jumătate, două ore după ce îl aplic, prinde capătă un iz și da, mă umflă râsul de alge din acelea ă, la malumării, da? Mai pe românește se împute treaba. <laughs> Ei bine, treaba aceasta m-a ținut pe loc să nu îmi cumpăr divine. Și pe mami povestea stă cu totul altfel. Deci pe ea miroase țiplă de la un cap pe la altul, da? de la prima pulverizare până în dry unul final. Ei bine, pe mine nu. Dar, hipnotic vanila, nu am treabă cu el. Și um, partea aceasta, hai să redevin serioasă, partea aceasta marină, dacă vreți, sărată, pentru că da, se resimte izul acela marin sărat, nu știu cum să spun. Um, pentru mine și pentru simțul meu olfactiv este, dacă doriți, mai bine conturată în varianta arabiat. Um, simt mult mai clar, cum să zic eu, mai natural, redat. Dar nu, nu vin să vă spun, vai de mine, parfumul ăsta are nu știu cât la 100 ingrediente naturale. Habar n-am ce e aici, da? Um, dar este mai bine conturat. Pur și simplu, chiar îmi lasă senzația asta că sunt la malul mării, da? Pe când în varianta uh, Divine, în original, între ghilimele, v-am zis, pe pielea mea treaba se împute. E drept, pe haine dacă îl aplic... Nu mai este izul acela, da? Nu prea frumos de alge eșuate, dar mă cam copleșește partea florală albă. Ei bine, hipnotic, vanila, mi se pare uh, combinația perfectă. Mi se pare, nu știu, eu, pielea mea, eu, nasul meu, cum vreți dumneavoastră, mă înțeleg mult mai bine, da? Ăsta este pentru mine, cu siguranță. Și da, din nou vorbim despre un parfum. Bombiță, da, bombiță, deci ăsta chiar a fost bombiță din nou, mega remarcat din nou uh, și au fost două doamne, dacă nu mă înșel, două sau trei la asta mă refer, dacă nu mă înșel, care mi-au spus direct mirosa divine. Am spus nu, nu mirosa divine, mirosa ăsta, pentru că eu nu folosesc clone ca să induc în eroare lumea din jur, știi? Uh, știi, de fapt, eu sunt săracă și n-am bani de uh, Kayali Sparkling licii și mi-am luat un Hair Fusion și dacă mă întreabă cineva cu ce te-ai te dat, eu o să spun cu uh, Kayali Sparkling licii. Nu, <laughs> nu, nu, le uh, prefer pe acestea deoarece marea majoritate sunt cu un twist, da? nu mai departe de acesta, da v-am spus. Există chestii care pe mine stau mai bine, fac o chimie mai bună cu el decât cu varianta originală. Am reușit să vorbesc 50 de minute, dar am avut 2, 4, 6, 8, 10, 11 parfumuri și 5 oloiuri. Deci sunt bine ca să nu fiu rău. Dacă ați rămas cu mine până la final, să rămână din suflet. Dacă v-a plăcut, cât m-am bâlbuit eu sau fața mea obosită, apăsați butonelul de like, apăsați butonelul de subscribe. Dacă aveți vrut de prieteni neamuri care sunt la început de drum sau sunt pasionați de parfumerie, distribuiți videoclipul meu să mă vadă și ei în ce hal sunt. Um, link în bara de descriere pentru toate parfumurile, link pentru, Insta, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Freck Family. Iar pentru tot ceea ce ați văzut, și n-am cum că e multe, pentru tot ceea ce ați văzut de la Dubai Collection, de pe site-ul celor de la Dubai Collection, roj 25 va aduce un discount de 10%. Și da, ei livrează și în afara României, în spațiul UE, dar și în UK și iar o să uit, Elveția. Da. În bara de descriere veți avea toate detaliile. Mereu am zis că o să-mi fac un bilețel și o să-mi pun pe undeva pe aici, ca data viitoare, și de fapt asta o să fac, să vă citesc de pe bilet. Unde livrează Dubai Collection.eu. Da? Bun. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. Și nu uitați, lăsați-mi și mie orice în secțiunea comentarii, un punct, o virgulă, orice, orice vreți dumneavoastră. Sau lăsați-mi ce parfum purtați atunci când veți vedea acest videoclip. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat!